O pereche de pantofi sport purtați de legendarul basketbalist Michael Jordan s-a vândut la un preț record. Numai puțin de $1.470.000 a plătit un bătimit al sportului pentru a intra în posesia încălțărilor pe care Air Jordan le-a folosit în timpul primului său sezon la Chicago Bulls în anul 1984. MJ. Oh, Harry did it! And Michael shakes the finger! Jordan. Michael Jordan, cel mai mare jucător de basket al tuturor timpurilor, stabilește recorduri și la ani de zile după retragerea sa din activitate. Perechea de baschet purtați în primul său sezon din NBA este cel mai scump articol de încălțăminte din toate timpurile. Well, I think that this specific model is really the genesis of the Jordan brand. He wore this in his fifth NBA game. That's when the provenance is from. For us, it's a great way to meet new clients. So, you know, 55% of our clients are new in each auction. Aceștia au fost cumpărați de Nick Fiorella, un cunoscut colecționar american, iar casa de licitații Sotheby's este cea care s-a ocupat de vânzarea faimoșilor baschets. Yeah, I think that's super interesting, and it's a trend that's definitely happening in the market, and we're certainly taking note of it. We are seeing a trend that with a lot of these super important sports memorabilia items, people do want to attach NFTs to them. După 19 ani de carieră, Michael Jordan s-a retras din lumea sportului în anul 2003. Multă vreme a fost considerat cel mai bogat sportiv din lume, iar averea sa este estimată la $2.1 miliarde de dolari.